got the horses in the back. Horse stock is attached. Head is matted black. Got the boots black to match. Riding on a horse. Salut, băieți, v-am găsit la un nou videoclip de Brawl Stars. De ce stup opening? Vreau să fac mai multe chesturi, dar mi-am gândit că e ok chestul ăsta, oricum nu o să ne pice nimic, deoarece ne pică, așa că n-ai să ținem clipul și chest opening-ul, nu trebuie să apăsați butonul de like pentru că mai multe episoade de Brawl Stars, să apăsați acolo și subscribe pentru că dacă face conținutul meu care îl postez, vă abonați și stați acolo și un share pentru că mă ajută foarte mult, să apăsați pe clopoțelul ăla ca să primi notificări atunci când postez. După cum vedeți, am făcut mai mult, am făcut și pe Piper și pe Dynamite Rank 15. O să încerc să fac pe mai mulți brawler Rank 15 deoarece da, și hai să începem cu chest opening cu care nu o să ne pice absolut nimic, deoarece nu ne pică. Cred că știți voi chestia asta că nu ne pică absolut nimic, pentru că suntem niște ghinioni, niște infecți. Deschidem repede că oricum n-avem nicio șansă. Hai, boss, că eu fac aici chest opening așa repede deoarece știu că nu o să ne pice nimic, adică dacă... Bă, știam că, bă, pui mei, ne-a picat ieri ceva, sunt șanse să-mi pice și mie și azi. Nu, frate, mie mi-a picat un brawler de o grămadă de timp, de vreo 3 săptămâni. Cred că nu mi-a picat un brawler nou de 3 săptămâni, nu mai țin minte exact. Hai, frate, hai, crow de 5 gemuri, bă, măcar mi-a dat gemuri, e acceptabil gemurile, dar nu mai am dat tichete, ok, statina cu... Chest opening-ul, wow, ce opening extraordinar, că nu ne pică absolut nimic, pentru că nu ne pică, ne urăște efectiv jocul. Nice, faci, când jocul te urăște, nice, numai ce. Petic, deci e cea mai prost brawler existent pe pământ, deci normal că nu ne-a picat nimic din aceste chesturi, pentru că, nu știu cum să vă zic, de cine ar pica, nu? Adică, na. În clubul nostru cât ok, sunt pe locul 8, văd. E doar m-au luat pentru că se joacă ca un disperat, pentru că e un disperat. Na, eu nu mă joc ca un disperat, eu pur și simplu mă joc atunci odată și bă, câștig foarte multe meciuri. Și nu sunt așa un disperat, ok, nu contează asta. Nu are nicio logică. Ne ducem aici la șansă. Și vreau să vă spun că atunci când o să fac, când o să termine aici și gen, o să nu se mai termine. Avem niște de astea. Pe colt, 100% pe colt. Vreau să fac mai repede level-ul. Cât mai repede. Da, și... Ce vreau să vă spun? Atunci când o să avem 10 minute de-astea, o să-mi cumpăr skin-ul pe Crow, deoarece este super blană și îmi place foarte mult. Da, dacă mi-a picat pe Colt vreo 400, ar fi perfect, că facem și level, îl cumpărăm și așa și ne poate un pic star power. Ceea ce nu cred așa ceva. Vreau să mă uit la șansă. Oare a crescut măcar? Nu a crescut deloc șansa. Nu e de mirare, adică logic, ok. Hai să dăm aici pe, să mergem cu Piper. Să dăm pe solo, deoarece ăsta este cu, ăsta este harta de Piper. Bine, nu neapărat de harta de Piper, e harta de cam o grămadă de brawl, dar cel mai multe de Piper. Nu știu, părerea mea este că cel mai mult e de Piper harta asta. Ok. Rip, total. Ok, rip și va fi și ora rip. Doamne, nu mai știu să vorbesc. Bă, deci nu știu, mă enervez atât de tare că nu-mi pică niciun brawler, frate, și fac atâtea chest opening-uri, mâncați-aș. Ok, am doar unul. Măi, pișatule. Măi, cap de miel. Vine mă încoa cap de miel împuțit. Da, asta aici nu știu ce va să facă. Mamă, ce m-a arătat de acolo. Recunosc că a fost o lovitură destul de bună, dar a avut ghinion. Bossule, da, frate, după ce că te-am salvat să nu te omoare aia, mai și acum, mamă, pișatule, hai, bă, deci mă nevrează copilul ăsta. Cum l-a arătat de acolo, nu mă întrebați. Hai, mă, nu face niciun timp. A, pișam aș pe tine, de proastă, nu te cred. Nu te cred, bă, deci, cât noroc să aibă copilul ăsta, bă, mâncați-și, că mi-a dat ăla damage și eu, de frică, că nu știu ce mi-a fost frică, am fugit în fix în ăla, efectiv, și dacă am fugit fix în ăla, mi se pare și normal să, am fugit să mă ia, că altfel nu mă lua copilul.
Și ele, te rog, lasă-mă în pace să-mi iau chestul liniștit. Ok, mulțumesc. Acum, hai că vin pe tine. Dacă tu mi-ai lăsat să-mi iau chestul, vin pe tine, nu? Mi se pare super mega corect. Dar, dacă ai venit. Ah, domnul Deli. Asta mă cam ia. Ăsta poate să vină cu ultimata să-i încarce fix atunci când eu vreau să trag în el. Băi, eu îi deschid chestul, ce pui mi-i fac? Hai, mă, pui mi-i de... Bă, ce copil! Te-am tot animerit, fraiere. Ha! Vezi dacă ești prost. Vezi dacă ești prost. Vezi, mă, dacă ești prost, pe mai și pe tine. Aolo, vine și Rosa. Ai futu-ți Rosa, mătii. Nu, lasă-mă în pace. Te rog, lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Rosalina, i-am dat hit o grămadă. Mamă, nu. Nu se poate, nu se poate. E imposibil așa. Dar acum o să vină pe mine, nu? Ce fain e viața. Vezi că la acolo, idiotul familiei. Ha, fraiere! Nu te cred! Oh my god! Bă, pișamaș pe tine de Rosa, uite mă ce vine ea. Ha, mă, pișamaș pe tine, uite. Îți! Uite cât de mea ți-am dat, copile. Uite-te, uitați-vă la el, uitați-vă la el cu atenție. Deci vreau să vă uitați la el cu atenție ce nab împuțit și coclit e copilul ăsta, mă, mâncați-se. Bă, mâncavaș, bă, deci ați văzut și vă ce nab împuțit, mă, mâncavaș. Deci eu nu muream acolo, efectiv mai băteam cu aia pe acolo, încercam să fac ceva. Nu muream efectiv, oricum nu muream, 100%. Și vine el, că se crede bun și e, s-a crezut bun. A, nu Penny. Lasă-mă în pace. Putus morți, ok, top 9. Dacă știi ce mergi, am jucat dimineața cu Piper, mamă, rupeam tot cu Piper, acum nu mai miese, pentru că sunt copii de ăștia pretarzi, nu știu cum să zic. A, mă, nebu... Nice, mamă, ce am dat? Bine, Bull, du-te pe ea, putu-i copilul, măsi. Du-te pe ea, nu o lăsa. I-am dat damage acolo, pua. Îți. Nu te cred. No, el primul. Păi ce m-aș pe tine? Ha! Vezi, boss, că asta e karma. Deci asta e karma, fraților. Există. Karma există. Deci karma există. Confirmat. Karma există 100.000. Hai, băteți-vă, vă rog frumos. Mi-a lăsat să mă trăiesc. Deci karma există. Confirmat. Karma chiar există. Există. Ok. Bun, el primul. Ok, acum ce fac? Bă, mi-am dat ultimata și nu am... Deci ați văzut și eu că mi-am dat ultimata, da? Deci tot 0 trofee, ok? Mamă, ce merge, avem intense, rău, de tătate de cap, nu? Ok, deci ați văzut și eu că mi-am dat ultimata și nu am mers. Nu pot să zic că scăpam de el, că venea Jesse aia, da. Nu conta. Îi dădeam niște damage. Ok, partea proastă este... Dacă vei pe mine, te omor, sus. Ok. Dar lasă-mă în pace. Nu, altă Piper aici. I-am dat damage. Nebunie. Uite-o. Ce faci? Vine și cealaltă proastă, că mamă, sunt înconjurat aici ca dracu. Eu sunt înconjurat aici ca naiba. Uite, cred că n-am nimerit. I-am deschis și ăsta, incredibil. Sunt... Alex Ro ajută. Ajută playerii, Alex Ro. Alex Ro ajută playerii. Dar unde-i cealaltă? Ah, ok, acolo. Nice, mi-am făcut ultimata, pot să fug oricând. Asta intre... Ok. What the fuck? Ia! Cât de frumos. Cât de frumos. Mi-am dat asta niște damage ca să pot să fug de ea, că mă bate. Da, fix în ea. Bravo, Alex, ești un geniu, Alex, bravo, felicitări. Ok. Măcar am crescut niște trofee, pui mei, e o evoluție. E o evoluție foarte mare. Ok. Și alte trofee, bun. Adică nu e bun deloc. Iar mi-a picat niciun brawl, bă, băieți, nu e ok. Nu e ok chestia asta, nu e absolut deloc ok. Să stai să faci chesturi, să te chinui să faci chesturi și tu să nu-ți pice nimic, este foarte hiper, mega, nașpa, fucking shit, joc.
Așa că vă spun să apăsați butonul de like, deoarece ai închidem videoclip, poți să dați acolo un subscribe și să apăsați pe clopoțel să fie la curent cu tot. Și eu am fost Alex și ne vedem la următorul videoclip, vă pup!